Hristos a înviat! Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit în această zi luminată de bucuria învierii lui Hristos. Tema de astăzi nu poate fi decât una legată de acest eveniment istoric și transistoric în același timp, un eveniment care a fertilizat istoria omenirii din multe puncte de vedere, cultural, artistic, subînțeles religios. Vorbim de învierea lui Hristos ca de o răscruce a lumii noastre, o răscruce spre care astăzi privim însă diferit, unii dintre noi cu credință, alții cu mai puțină credință, alții cu scepticism, din ce în ce mai puțini însă, din ce în ce mai puțini, repet, cei care privesc cu totală necredință spre acest eveniment din istoria umanității. Este un punct important inclusiv al revelației creștine. Este un eveniment care justifică în mod deplin existența creștinismului, pentru că nu putem să nu ne amintim de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care pune învierea lui Hristos ca piatră de temelie nu doar a propovăduirii creștine, ci și a credinței noastre. Este piatra de încercare a credinței creștine. Despre învierea lui Hristos în conștiința omului de azi, vă propun să vorbim astăzi. Alături de mine se află un distins cercetător în zona studiilor religioase, un om care privește cu profunzime asupra fenomenului religios de astăzi, pe care îl descifrează cu erudiție în articolele domniei sale, în lucrările domniei sale. Este alături de mine domnul Bogdan Duca, căruia îi spun și Hristos a înviat și bun venit. Adevărat, a înviat, bine v-am găsit. Mă bucur mult că sunteți aici, domnule Duca. Mulțumesc. Încercam să subliniez în scurta mea introducere importanța acestui eveniment, dar cuvintele evident că sunt slabe, sunt neputincioase. Când vorbim despre învierea lui Hristos, în general vorbim astăzi fără suficient patos. Mi se pare că ne-am sărăcit cumva de patosul care îi anima pe martorii învierii. Și aș vrea să vă întreb pentru început, nu doar cum simțiți dumneavoastră învierea, pentru că mărturia personală e foarte importantă, ci și cum credeți că mai putem noi astăzi obține acea conștiință acută a faptului că Hristos e o prezență după înviere și că trebuie să rămână o prezență în viața noastră. Hristos este... Iisus este Hristos pentru că a înviat. Așa cum spunea Apostolul Pavel, dacă Hristos nu ar fi înviat, zadarnic ar fi credința noastră. Credința noastră este o credință învierii. Exact. Noi nu sărbăm învierea doar acum, în această duminică a învierii, ci o sărbăm în fiecare duminică, în fiecare zi în care într-o biserică se săvârșește Sfânta Liturghie. E direcția în care Slujba. Privim. Da. Este direcția în care privim noi, este trecutul mereu prezent și care se actualizează permanent în jertfa liturghiei și este și viitorul nostru. Pentru că învierea are și un sens eschatologic. Așa cum Hristos a înviat și noi vom învia. Unii spre viață, alții spre moarte. Însă această credință în înviere, pe care o mărturisim în simbolul de credință, este cea care ne motivează cumva, cea care mișcă cumva lucrurile, mișcă viața noastră, istoria lumii, istoria bisericii. Asta și pentru că învierea este un scop, este ceva entelehic în ea. Exact. Este ceva care ne mișcă într-o anumită direcție pe noi creștinii, întrucât știm că la capătul vieții, dincolo de pragul morții, urmează totuși învierea, da, ca termen. Da. Putem spune că la un nivel obiectiv, învierea ne-a schimbat deja pe toți. A schimbat istoria lumii, a schimbat realitatea. Noi nu mai suntem oamenii de după înviere, nu mai suntem aceiași cu oamenii de dinainte de învierea lui Hristos. Asta în mod ideal, domnule Duca, sunteți conștient de asta. Sunt totuși unii care aleg să trăiască și azi ca și cum Hristos n-ar fi înviat. Pentru că la nivel subiectiv există libertatea fiecăruia dintre noi de a alege cum să trăiască, există liberul arbitru. Însă la un nivel obiectiv lucrurile deja sunt schimbate. Pentru că dincolo de sensul vieții fiecăruia dintre noi există un sens al acestei lumi create de Dumnezeu, un scop spre care merge această lume, spre care merge întreaga creație. Iar acest scop deja a fost bine conturat, bine definitivat odată cu învierea lui Hristos.
lucrurile s-au schimbat, rămâne să ne schimbăm fiecare dintre noi în parte, raportându-ne la evenimentul învierii. Bă, ce ceva nu ușor, să încercăm să descriem această schimbare. Dumneavoastră, cum o percepeți? Schimbarea operată de acest eveniment pe care l-am numit și istoric și transistoric în același timp, al învierii lui Hristos în Ierusalimul anului 33. La nivel obiectiv, la nivelul cumva mare al istoriei, vă referiți? Da, exact. Momentul vieții Mântuitorului Hristos aici pe pământ nu este unul întâmplător. Pronia Divină a ales foarte bine atât timpul nașterii, cât și timpul morții și al învierii Domnului Hristos. Este un moment cumva decisiv prin el însuși în istoria întregii lumi. Un imperiu roman ajuns la maximum dezvoltării sale, maximum expansiunii sale, maximum al civilizației sale și plecând deja la vale spre o degradare inevident umană. Această degradare va coincide paradoxal cu nașterea bisericii și cu dezvoltarea bisericii ca atare. Sfârșindu-se Imperiul Roman, el lasă moștenire, o întreagă arhitectură politică, civilizațională, elemente pe care le folosim încă și acum, dreptul roman, diverse principii de funcționare ale instituției, cui? Bisericii creștine. Biserică care deja se consolidează într-o altă realitate, într-o realitate care devine transeclezială, creștinătate, civilizația creștină. Creștinătatea e un termen care a rezistat până târziu. Mi-amintesc că Franța, la un moment dat, se numea creștinătate, da, nu da, Republica da. Franceză. Și chiar și acum am îndrăznit să spunem că la un nivel la fel, obiectiv cultural, Franța seculară, Franța atee, America universităților corecte politic, toată civilizația aceasta occidentală care încearcă să ia o distanță față de Hristos și față de biserică, sau mai corect spus, cred că ordinea ar fi față de biserică și față de Hristos, este încă creștină. Și reacția lor anticreștină se poartă într-un cadru creștin, între hotarele civilizației creștine, pornind de la repere creștine. Nu este întâmplător deloc faptul că toată mișcarea umanistă atee, tot mai agresivă în discursul său, folosește terminologie, criterii, categorii ce sunt creștine. Ei se războiesc cu Dumnezeul creștin, nu cu ideea abstractă de divinitate. Se războiesc cu revelația creștină, nu cu oricare din multele revelații ale diverselor religii ce au fost, sunt și poate că vor mai fi pe acest pământ. Se războiesc cu efectele învierii până exact, la urmă. Exact, exact. Pentru că acesta este cadrul care a schimbat lumea. Civilizația noastră este o civilizație creștină, este o civilizație marcată de Hristos, ne place sau nu ne place. Ca să simplificăm... Iar acest lucru, scuzați un moment, acest lucru este cumva subliniat și de Scriptură, este subliniat și de Sfinții Părinți. Adversarul acestei civilizații creștine, adversarul prin definiție, la nivel simbolic sau istoric, pe care îl găsim în Apocalipsă și în scrierile Sfinților Părinți, se numește Antichristul. Exact. Războiul de acum, lumea, realitatea de acum, nu mai poate avea alt punct de reper, altă coordonată axiologică decât învierea lui Hristos. Ne place, nu ne place. Suntem conștienți sau nu de lucrul acesta? Acesta este cadrul în care istoria umanității se mișcă din anul 33 încoace. E foarte important ce spuneți. Este relatarea unei realități cât se poate de obiective. Aceasta e realitatea în care ne mișcăm, amprentată, formată de creștinism. Ori creștinismul în existența lui istorică a fost posibil exact datorită învierii lui Hristos. Că putem accepta asta sau că nu putem accepta, e o problemă într-adevăr de libertate personală. Ceea ce vreau să spun, dorind să simplific pentru cei care ne ascultă, este lucrul următor. Dacă Hristos a înviat, asta arată în mod indubitabil că El nu a fost un simplu om, un profet printre profeți, cum încearcă unii să inducă și astăzi ideea, ci a fost singurul căruia nu i se poate refuza statutul de Dumnezeu. Adică dacă Hristos a înviat, El este Dumnezeu.
Dacă El este Dumnezeu și a trăit aici în istorie, pe planeta Pământ, a descins în istorie corporal, întrupându-se, apare întrebarea, mai poți trăi ca și cum acest lucru nu ar fi valabil, nu ar fi existat? Apare marea întrebare care poate provoca o schimbare acum dincolo de obiectiv în registrul subiectiv al fiecăruia dintre noi. Nu asta e întrebarea care ar trebui să ne frământe? Dacă Hristos a înviat și a fost Dumnezeu, deci mai putem noi trăi ca și cum nu a înviat El? Categoric, categoric nu. Și repet, chiar dacă nu suntem conștienți de lucrul acesta, noi de fapt nu mai putem trăi altfel decât raportându-ne într-o formă sau alta la învierea lui Hristos. Nici musulmani, nici cei din alte religii, din alte colțuri ale lumii nu pot să mai trăiască rupți de efectul învierii lui Hristos, care este civilizația creștină, cu toate produsele sale, în toate dimensiunile sale. Creștinătatea a marcat civilizația la toate nivelurile, în toate aspectele sale. Felul în care înțelegem arta, felul în care înțelegem cultura, felul în care înțelegem filozofia, felul în care ne raportăm la muzică, și nu doar noi, ci și japonezii, și coreenii, și australienii, și toți cei de pe pământul acesta. Și în Japonia se cântă Bach. Exact, exact. Nu putem, se face după niște criterii, după niște categorii estetice, după niște valori pe care creștinismul le-a definit. Iar creștinismul ar fi fost imposibil dacă Hristos nu ar fi înviat. Și dacă această înviere a Lui nu ar fi motivat pe cei 12 apostoli și pe cei 70 de ucenici mai întâi să plece spre lume și să schimbe lume. A fost combustibilul spiritual care a alimentat și prima respirație, aș spune, a nucleului creștin. Asta îi propulsează, să zic așa, pe apostoli și pe ucenici într-un imperiu roman refractar, evident, la ideea de înviere. Știm ce urmează, cu ce se confruntă ei, și totuși apare un lucru foarte interesant. Acești oameni relativ simpli intelectual, dar animați de o credință care îi făcea să ardă, au fost capabili să impună până la urmă ideea Dumnezeirii lui Hristos și să sădească primii germeni ai creștinismului. Ar fi fost posibil lucrul acesta în absența unui adevăr absolut? Pentru că sunt unii care spun că a apărut creștinismul și s-a răspândit fără să discutăm despre învierea lui Hristos. Categoric, categoric nu, pentru că nu vorbim de o mișcare intelectuală, nu vorbim de un curent filozofic, nu vorbim nici măcar de un curent moral, așa cum mulți vor să reducă creștinismul la o doctrină morală, la o filozofie morală, la un soi de kantianism pentru popor. Da. Creștinismul apare sub acest impact al miracolului învierii, al fenomenului învierii. Să ne gândim la ce spun textele Evangheliilor, care ne vorbesc despre apostoli și despre ucenici speriați. Ei înșiși de înțelegând drama răstignirii, crezând că odată cu răstignirea lui Hristos totul s-a sfârșit. Foarte puțin receptivi la ceea ce foarte subtil de altfel Hristos le făgăduise, că se va întoarce, că povestea continuă, că nu se sfârșește cu momentul morții. Erau niște oameni clar marcați de experiența aceasta a săptămânii patimilor. Chiar puternic zdruncinați. Puternic zdruncinați în credința lor, de înțeles lucrul acesta. Nu suntem noi în măsură să-i judecăm pe apostoli nefiind acolo, nefiind martori acelei tensiuni care era una pe viață și pe moarte. Apostolul Petru tăgăduindu-l pe Mântuitorul în noaptea în care acesta a fost arestat și a salvat viața. Nu a fost doar o încercare de a salva imaginea, de a lua o anumită distanță față de un fenomen pe care nu-l mai înțelegea, pentru că nu înțelegea cum Mesia fusese arestat. Nu, efectiv, el a trebuit să își salveze viața. Istoria este una pe viață și pe moarte. Tensiunea este una de viață și de moarte în acele zile. Ori în momentul în care Hristos
cel înviat apare între apostoli. Acestora li se deschid nu ochii minții atât, ci ochii inimii. Să ne amintim că acești apostoli îl văzuseră mort. Îmi vine în minte mereu când vorbim despre asta chipul lui Hristos pictat de Holbein în acel celebru tablou care l-a impresionat și pe Dostoievski, se află la muzeul din Basel, Christus in Grab, Hristos în mormânt, unde, într-adevăr, moartea domină. Deci e vorba de o moarte autentică, o moarte care i-a derutat foarte mult pe ucenici, fără îndoială, atât de mult încât nu le-au dat crezare femeilor mironosițe care au descoperit apoi mormântul gol. Să ne gândim, Dostoievski în fața acelui tablou spune despre el că a fost pentru un moment în pragul ateismului. Exact. Atât de puternic e impactul al unui tablou. Morții care e revelată de acest tablou. Dar să ne închipuim ce a fost în mințile și în sufletele celor care au văzut pe Hristos mort. Pe cel care, în care își puseseră toate speranțele, că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu, mort, coborât de pe cruce și mort, pus într-un mormânt. Mormânt sigilat, mormânt închis, ca nimic să nu mai intre și nimic să nu mai iasă de acolo. De aceea, șocul învierii și bucuria învierii este cu atât mai mare, cu cât înțelegem această cumva dimensiune psihologică a credinței, așa cum se manifestă ea în zilele din săptămâna patimilor și din primele zile ale învierii. Exact. Apoi, abia apoi, se merge mai departe. Se merge cu revelația mai departe și una din cele mai frumoase evanghelii ale învierii, în Evanghelia drumului spre Emaus, ne duce mai departe. Ne așează deja în logica lui Hristos cel înviat pe care o trăim și noi în zilele noastre și vom trăi până la sfârșitul lumii. A lui Hristos cel înviat pe care îl întâlnim euharistic. Hristos se descoperă lui Luca și Cleopa în drumul spre Emaus, mai întâi printr-o liturghie a cuvântului, tâlcuindu-le evangheliile, profețiile Vechiului Testament și explicându-le armonia dintre ele și evanghelii de viața concretă a lui Hristos de până la răstignire, dar li se descoperă cu adevărat, li se revelează euharistic prin frângerea pâinii. Și lucru foarte interesant, când frânge pâinea, Hristos, persoana istorică, dispare. Pentru că Hristos, persoana euharistică, este cea care rămâne și este cea care ne va însoți pe noi, a însoțit pe ei și ne va însoți și pe noi și va însoți toată biserica până la sfârșitul vieții. Acesta e sensul profund al momentului, într-adevăr. Vorbim despre înviere ca despre scopul ultim, care e un element al sensului pe care îl avem noi ca ființe omenești. Știm bine, Dumnezeu îi creează pe oameni cu un sens. Sensul nu era moartea ca punct terminus și nici nu rămâne vreodată așa. Este vorba așadar nu de o ființare spre moarte, sein zum Tode, cum spune Heidegger, ci de o ființare a noastră spre înviere. Apare elementul înviere ca necesitate după căderea ontologică în păcat. Eram așadar și suntem ființe orientate spre acest eveniment, care va fi unul general, nu doar valabil pentru creștini, ci pentru toți oamenii. De aceea, lumina de la Paști se aprinde în afara bisericii, nu? E unul dintre simboluri, pentru că învierea e valabilă ca veste și ca eveniment pentru toți oamenii și pentru cei din afara bisericii. Este acesta așadar sensul ultim al nostru, iar învierea lui Hristos e o garanție, deși cuvântul nu sună prea bine, a învierii noastre a tuturor. Este o mărturie indubitabilă a faptului că și noi vom învia, că viața nu are o finalitate în moarte, cum foarte bine spuneați. Însă aici intervine dimensiunea subiectivă a raportării la înviere. Ca să putem să înviem spre viață, ca să putem să profităm de pe urma învierii lui Hristos și a învierii noastre, care este inevitabilă pentru fiecare dintre noi, mărturisim noi creștinii, trebuie să ne asumăm această mărturisire până la sfârșit și până la consecințele sale ultime. Trebuie să ne asumăm credința până la consecințele sale ultime. Aici
Aici este cu adevărat lucrarea individuală. Lumea, cum spuneam, a fost schimbată de actul învierii, însă fiecare dintre noi trebuie să se schimbe raportându-se într-o formă sau alta la învierea lui Hristos și la implicațiile personale pe care învierea lui Hristos le are asupra sa. Așadar, evenimentul învierii lui Hristos nu operează în mod automat asupra noastră, ci noi trebuie să ne raportăm într-un mod vivant, nu știu cum să-l numesc, într-un mod foarte implicat, personal, ca să putem asimila și noi roadele acestei învieri. Concret, cum trebuie să trăim, practic, acest lucru și ce trebuie să facem ca să asimilăm în trupul nostru, în carnea noastră, în ființa noastră, aceste roade ale învierii? Părinții duhovnici știu mai bine care este această lucrare interioară și nu-mi permit cumva să intru în spațiul acesta. Îmi permit doar să atrag atenția asupra unui aspect poate de prea multe ori uitat, dar care este esențial în primele generații ale creștinilor, în primele generații de după înviere. Este vorba de această dimensiune apostolică, misionară. Și noi acum, când rostim salutul Hristos a înviat și răspunsul adevărat a înviat, ne implicăm inconștient, din păcate, deși cred că fiecare dintre noi ar trebui să o facem conștient, într-o mărturisire misionară. Noi afirmăm învierea Domnului, anunțăm învierea Domnului și nu doar, n-ar trebui să o anunțăm doar pentru cei care o știu deja într-un salut protocolar care se prelungește până la ziua înălțării, ci ar trebui cu atât mai mult să vestim cu acest salut pe cei care nu cred în înviere, care încă sunt desiguri cu privire la mărturia învierii, către cei care nu au ajuns, la care încă nu a ajuns mesajul lui Hristos. Bisericii trebuie să-i rămână, și când spun biserică, nu mă refer la instituție, mă refer la pleroma creștinilor, la totalitatea creștinilor. Biserica nu trebuie să renunțe niciun moment la imperativul misionar, la imperativul apostolic, la imperativul vestirii. Este un imperativ categoric dat nouă de către Hristos în Evanghelie. Trebuie să mergem să propovăduim Evanghelia. Și lucru necesar. Slavă Domnului, în vremurile noastre, lucrurile sunt, probabil că retragerea bisericii din dimensiunea misionară, mă gândesc acum, sau ultra specializare a misionarismului creștin, creștinii, comunitatea creștină, acolo unde ea este majoritară sau chiar unanimă, deleagă misionari care să plece în alte colțuri ale lumii, dar nu se mai implică ea însăși misionar. Vine dintr-o anumită consecință istorică. Secole de rândul, creștinismul în anumite părți ale lumii a fost dominant, a fost majoritar, a fost chiar unanim. Nu mai aveai cui să propovăduiești. Ceea ce a dat naștere unui tip de sedentarism spiritual, l-am putea numi. Ori vremurile noastre nu mai sunt ca vremurile de acum câteva secole, în care oriunde întorceam capul, dădeam numai suflare creștină. Oriunde, rostind salutul Hristos a înviat, primeam imediat răspunsul adevărat a înviat, confirmarea faptului că și cel pe care îl salut crede în înviere, este creștin, este partea familiei creștine. Acum lucrurile se schimbă, se schimbă radical. Și nu se schimbă în bine, din păcate. Pentru că acest salut Hristos a înviat, mă îndoiesc că îl veți auzi vreodată într-un studio media din Europa Occidentală, mă îndoiesc că la BBC poate începe vreo emisiune cu acest salut. La noi încă lucrurile stau mai bine, dar această adversitate manifestată uneori printr-o tăcere elocventă, dacă îmi permiteți formula, față de creștinism, e una foarte limpede. Însă cred că aici este și o problemă cumva a creștinilor. Tăcerea față de creștinism nu are cumva ca și cauză tăcerea creștinilor? O tăcere tot mai acută? O lipsă a curajului vinovată mărturisirii? Da. O pierdere a acestui sens misionar, care este atât de important, care a făcut posibil ca 12 oameni sărmani, pescari, din toate categoriile sociale dintr-o provincie amărâtă a Imperiului Roman să cucerească la propriu lumea, să schimbe la propriu chipul lumii în care trăim?
Aici este lucru pe care eu îl văd cumva esențial. Dincolo de dimensiunea trăirii individuale, personale, interioare, unde, repet, lucrarea ta a simplului credincios cu duhovnicul și în biserică este esențială și nu are rost să ne băgăm noi, cei din afara experienței și relației de filiație duhovnicească. Fiecare avem părintele nostru duhovnic sau ar trebui să-l avem și împreună cu el trebuie să lucrăm pentru zidirea noastră sufletească interioară. Însă este această zidire socială a bisericii, această înălțare de a zidurilor unei biserici încă triumfătoare în acest pământ, unei biserici mărturisitoare, această dimensiune a bisericii mărturisitoare, unde avem obligația de a vorbi și unde avem oportunitatea de a vorbi, pentru că acum este mai simplu ca în timpul apostolilor chiar. Dacă apostolul Pavel dorea să ajungă cu mărturisirea Evangheliei sale în Grecia, trebuia să ia o corabie și să meargă până în Grecia. Trebuia să apeleze la cunoștință, să-și îmbucățească cunoștințele de cultură generală elină pentru a putea să fie persuasiv în mesaj, să-i seducă pe greci. Acum, dacă vrei să ajungi în Grecia cu mesajul tău sau în China cu mesajul tău, poți deschide calculatorul, laptopul, internetul, telefonul mobil și poți transmite. Uitați, chiar acum, în această zi a învierii Domnului, Hristos a înviat în chineză. Faci postarea și sper că vor fi chinezi care vor citi și care își vor pune probabil o întrebare. Cine este acest Hristos dacă nu au auzit de el? Da. Este posibil și lucrul acesta. Și poate că mergând mai departe, de la acest simplu Hristos a înviat pe care tu îl scrii în chineză sau în coreană și îl postezi pe o pagină din China și din Coreea de Facebook, prin căutări pe Google, prin să se nască un semn de întrebare, după aia un semn de exclamare, după aceea o flacără a învierii în sufletul unui chinez, unui corean, unui vietnamez, unui om care nu l-a cunoscut pe Hristos. Această dimensiune a mărturisirii ne obligă acum, așa cum ne obliga și pe apostoli. Și, repet, avem condițiile facile de a fi mărturisitori a Evangheliei acum, mai mult decât în timpul apostolilor. Fără îndoială. Și dacă facem asta, nu facem decât să ne punem în mod firesc pe calea pe care ne invită Hristos, care ne cheamă să dăm mărturie despre adevăr, despre viață. El este calea, e metafora mai mult sau mai puțin teoretică în care ne situăm când vorbim despre asta, dar El ne cheamă spre adevăr și spre viață. Ăsta e mesajul, aș spune, esențial al Evanghelilor. Faptul că noi transmitem lucrul acesta mai departe nu ne face decât niște oameni firești, niște creștini firești, ca să spun așa. Trebuie să o facem. Oricum, învierea lui Hristos, dar și a tuturor oamenilor, reprezintă semnul biruinței Lui asupra morții. Cineva spunea că pe cruce moarte înghițită de viață. Sunt și niște sensuri mai adânci, dogmatice asupra acestui lucru. Cum explicați unui om care, evident, e depășit de această afirmație, faptul că Hristos învinge în mod paradoxal murind? Evident, apare termenul învierii în cazul lui. Dar cum să-l facem să înțeleagă pe omul de azi, căruia ne adresăm acum, că învierea lui Hristos are un impact asupra lui, a omului din secolul 21? Cred că soluția este cea pe care o avem cumva încă din primele secole creștine, invitându-l înainte de orice să citească Evanghelia. Are patru evanghelii. Poate să aleagă pe cea mai scurtă, Evanghelia după Marcu, pe cea mai bine documentată în detalii, Evanghelia după Luca. Poate să aleagă o Evanghelie mai lirică, mai puternică în cuvinte frumoase, Evanghelia după Ioan. Poate alege oricare din aceste evanghelii să o citească și să vadă în ea coerența. Coerența vieții Mântuitorului, care merge de la naștere vestită, de la concepere, ca să așezăm lucrurile până la înviere. Și după aceea să vadă mai departe coerența întregului creștinism care izvorăște din această viață a lui Hristos pe pământ.
Este foarte, foarte riscant să abstractizăm cumva, și poate că aici a pierdut creștinismul foarte mult. În secolele sale de aparent triumf, când eram unanim în Europa și problemele rămăseseră doar unele de doctrină și de speculație interioară, ne certam între noi pe chestiuni de subtilitate teologică, am pierdut poate această dimensiune vie a creștinismului, această naturalețe, această viață pe care o explodează spre lume învierea și îndrăzni să spun. Și această naturalețe pe care o putem regăsi însă în textele Scripturii, unde nu vedem teorie, nu vedem doctrină, nu vedem subtilitate, vedem naturalețea întâlnirii. Naturalețea întâlnirii lui Hristos cu cărturarii Vechiului Testament, cu diversi farisei care vin să-L întrebe și să-L chestioneze pe chestiuni de lege, deci, dar tot un dialog natural, deși, să spunem, acolo sunt subiecte abstracte, cumva, care țin de erudiția timpului respectiv și de problemele legii lui Moise, vedem naturalețea întâlnirii cu apostoli, oameni care nu au probleme doctrinare, dar care au un fel natural de a se raporta la credință, chiar și atunci când nu înțeleg. Vă recunosc, cel mai drag moment, unul din cele mai dragi momente din Evanghelie, după mine, este cel în care Petru, în momentul în care Hristos este mirat, cu ghilimele de rigoare, de ce apostolii n-au plecat și ei din jurul său după ce el vorbise despre Euharistie, spune: Doamne, unde vom merge? Că și Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu înțelegea precis ce spusese, dar simțea cuvântul cu putere pe care l-a rostit Hristos. Vieții. Cuvintele vieții. Simțea că acolo este ceva atât de înalt și de profund încât merită să rămâi, chiar dacă nu înțelegi. Mă rog, o altă expresie superbă acestei naturalețe a credinței o vedem tot la Petru mărturisită pe muntele Taborului, la schimbarea la față, când el vrea să facă niște corturi și să permanentizeze acea clipă de har. O naivitate e izvorâtă din inocența lui. Și o inocență iubitoare. O inocență iubitoare. Ați amintit de cuvintele vieții și mă gândesc că putem califica creștinismul ca pe o cultură a vieții. Această cultură a vieții e în opoziție astăzi cu ceva care nu prea avea consistență înainte, dar tinde să devină foarte consistentă și contundentă, o cultură a morții, din păcate. Cum le-ați descrie pe fiecare din ele și cum ați exemplifica această ciocnire astăzi, nu a civilizațiilor, ci a culturilor? E vorba de o cultură a vieții, cea creștină, de o cultură a morții, care e una anticristică, până la urmă. Da, ați folosit termenul pe care doream să-l folosesc și eu, acela de cultură anticristică, așezată clar în opoziție față de Hristos. Vedem în toate aceste încercări, inițial sau discursul de cele mai multe ori se păstrează în proporție de 99% politicos și cumva neutru, invocând drepturile omului, vedem însă peste tot sămânța anticreștinismului. Această sămânță anticreștinismului este cea care practic motivează toată tensiunea ce duce la nașterea acestei teribile culturi a morții. Cultura morții care, din păcate, dar este și un semn ce trebuie să ne atragă foarte mult atenția, nu se naște în spații necreștine. Se naște în interiorul creștinismului. Este un avorton nefericit al creștinismului. Este o pană erezie născută în interiorul civilizației creștine. Tocmai pentru că stăpânitorul acestei lumi despre care vorbea Hristos continuă să lucreze, continuă să încerce să împiedice inevitabilul triumful învierii. În ce le vedeți recognoscibil astăzi? În civilizația aceasta a morții, așa cum o numeau diversi papi din secolul 20, avortul, în această răsturnare a valorilor, a denigrarea familiei firești, da, redefinirea termenilor, redefinirea conceptelor de bine și de rău, relativizarea tuturor fundamentelor societății noastre și civilizației noastre. Această punere în discuție și relativizarea tuturor valorilor, a valorilor morale, a valorilor religioase, a valorilor biologice în ultima instanță, pentru că
chestiunea avortului nu este o chestiune teologică. Este o chestiune ce poate fi foarte ușor explicată și afirmată conform cu creștinătatea de pe poziții științifice. Sigur. Foarte riguroase. Aici este cumva problema. Ce se întâmplă în interiorul civilizației creștine de provoacă genul acesta de tensiune antichristică, genul acesta de provocare antichristică, care, dacă a însoțit civilizația creștină de-a lungul secolelor, găsim asemenea expresii antichristice de-a lungul întregii istorie a creștinismului, acum pare să devină mai puternică chiar decât creștinismul, pare să sufoce creștinismul chiar la el acasă. Și vorbim de țări întregi în care oamenii încetează să mai creadă în Dumnezeu, încetează să mai meargă la biserică, consideră firesc nefirescul. Și atunci când li se pune în față imaginea nefirescului cu argumente logice, raționale, științifice, ei preferă, asta este foarte interesant, să contraargumenteze cu contraargumente teologice. Pentru că, într-un fel, și lor le convine să vadă toate aceste probleme, toate problemele vieții așezate în spațiul creștin, pentru a putea să le conteste de pe poziția alterității. Au nevoie de claritatea acestui spațiu. Da, exact. Și aici se vede iarăși dimensiunea antichristică. Pentru că se vede că problema, în esență, finalitatea problemei lor nu este cu viața. Mulți dintre ei poate că ar înțelege foarte bine argumentația cu privire la avort. N-ar face niciodată un avort, chiar dacă se declară pro-choice în diverse lor de poziție publice. Însă mulți dintre aceștia, de fapt, au o problemă cu creștinismul. Creștinismul este piatra de poticneală. Scandalul. Scandalul care îi provoacă. Mă gândesc că această cultură anticristică despre care vorbiți atât de sugestiv n-ar putea fi puternic contaminantă dacă ar exista în organismul creștin, și mă refer aici la toate bisericile, anticorpi. Acești anticorpi, ce sunt ei? Mă gândesc la Euharistie. Mă gândesc la câtă lume se mai împărtășește astăzi, mai ales în țările occidentale, foarte puțină acolo, multă încă la noi. Euharistia e un anticorp. Eu așa îl percep. Pentru că împărtășindu-te, n-ai cum să te comporți a doua zi ca și cum nu te-ai fi împărtășit. Ți se transferă o putere morală. Devii mai imun față de atacurile de multe ori rudimentare ale răului din jurul tău, că nici măcar nu e foarte sofisticat uneori. Și cred că un alt anticorp, și apoi aș vrea să adăugați dumneavoastră alte exemple, ar fi un mesaj mai rafinat pe care bisericile trebuie să-l inducă în societate, ceea ce nu e cazul întotdeauna. Creștinismul trebuie să-și redescopere. Și, repet, când spun creștinism, mă refer la fiecare dintre noi, la fiecare creștin în parte, dimensiunea misionară și mărturisitoare. Și să înțeleagă că, chiar și cei care ascultă această emisiune, urmăresc această emisiune, trebuie să înțeleagă că atunci când vorbim de civilizația antichristică, nu vrem să stigmatizăm pe cei pe care îi vedem prinși în acest nu ne schimbăm raportarea față de ei, care rămân aproapele nostru. Personal îi consider victimele, prizonierii unui anumit tip de gândire, în esență agresivă și antichristică, pentru că este anticreștină. Și doresc să aduc aminte că avem un apostol, poate cel mai mare dintre apostoli, cel care nu l-a întâlnit pe Mântuitorul Hristos, care a fost prizonierul acestei mentalități antichristice a vremii lui. Este vorba de Saul din Tars, devenit apostolul Pavel. Agresivitatea lui anticreștină, dar care totuși avea ceva sincer în ea, o căutare sinceră și o încercare sinceră de a înțelege legea lui Moise, de a trăi conform cu voia lui Dumnezeu, a dus paradoxal la convertirea sa la drumul spre Damasc și apoi transformarea sa în apostolul neamurilor. Pentru că agresivitatea lui era justificată religios. El era un om profund religios. Da, dar agresivitatea de astăzi are o bază atee de multe ori, o bază a indiferentismului moral.
unei alergii față de creștinism. Șansa lui Pavel, evident, convertirea lui Pavel este un miracol. Dar șansa care face ca această convertire să aibă roade este faptul că el este primit de către apostol, este primit de către comunitatea creștină, poate cu niște rezerve inițiale. Faptele apostolilor nu ne dau foarte multe lămuriri cu privire la această chestiune. Dar este primit și încurajat și convertit. Deci, biserica trebuie să fie tot timpul pregătită să primească, și repet iarăși, când spun biserică, mă refer la fiecare credincios în parte. Pentru că cred că ar trebui să depășim această mentalitate care deleagă toate responsabilitățile creștine unei instituții, instituția bisericească, și ne lasă pe noi după aceea să ne vedem de treburile noastre și de viețile noastre. Avem preot care să se roage în biserică, noi de ce să mai mergem la liturghie? Avem trustul Trinitas, televiziunea Trinitas, de ce să mai propovăduim cumva Evanghelia, de ce să mai vorbim despre credință celorlalți din jurul nostru? Sau vedem liturghia la televizor. Vedem liturghia la televizor, din fotoliu. Din fotoliu, e mai comod, e mai plăcut. Această responsabilizare a întregii suflări creștine, care să ducă la o atenție mai mare spre fratele căzut, spre fratele care are o gândire, care este prizonierul unei gândiri antichristice. Un răspuns continuu și constant și de iubire dat acestora, imposibil să nu convertească, să nu salveze suflete. Nu pe toate, poate. Cu condiția ca acel om captiv în această cultură să simtă în cel care vine spre el nu un spirit al judecății aspre, al mustrării ieftine, savonarolice, ci să simtă o bună voință cristică de data aceasta. Cred că asta ne lipsește nouă, celor care suntem conștienți sau credem că suntem, asta lipsește unei părți a clerului, nu mă sfie să o spun, care s-a birocratizat în mare măsură, din păcate. E foarte ușor să treci granița aceea spre zona comodității a birocratului ecleziastic care merge la altar cum merg unii la birou. E foarte ușor și firea umană e predispusă la asta, din păcate. Această trezire e necesară și în zona clerului și în zona mirenilor. Această conștiință că cei captivi, frații noștri captivi sunt în acea cultură, noștri, da, au nevoie de o mână întinsă cu bunăvoință. N-au nevoie de mustrări, de urechieri, de lucruri care să-i facă să se simtă vinovați și fără întoarcere. Să-i învârtoșeze cumva. Și să-i învârtoșeze. Să-i așeze, cuvântul, să le împietrească sufletele, punându-i în poziții și mai radicale. Ori această stare de efervescență și de entuziasm frumos, mă gândesc și la sensul etimologic al cuvântului entuziasm, vine sau se alimentează din această bucurie a învierii, despre care încercăm și noi să vorbim astăzi. Dacă dispare bucuria ca sentiment în zona creștinismului și dispare entuziasmul, atunci face ravagii birocratizarea instituțională. Categoric, categoric. Ceea ce s-a și întâmplat, din păcate. Biserica trebuie să redevină comunitate deschisă. Comunitate deschisă spre celălalt, comunitate în care celălalt să poată să vină, să se regăsească, să își găsească naturalețea, chiar dacă la început nu e chiar conform cu toate rigorile și cu toate regulile bisericii. Însă în momentul în care el este bine receptat, în momentul în care el știe că biserica este acasă, nu este doar o instituție, este un loc în care nu doar lui Dumnezeu se poate ruga. Auzim foarte des și lucrul acesta. Mie îmi place o biserică goală, unde mă pot ruga doar eu lui Dumnezeu. Da. E frumos, nu? Dar ne putem ruga lui Dumnezeu și într-o biserică, ne putem ruga lui Dumnezeu doar noi și acasă. Putem ruga și într-un metrou supraaglomerat. Exact, exact. Însă esența creștinismului este întâlnirea. Exact. Care este slujba centrală din viața creștină, pe care o au toate confesiunile creștine, nu numai bisericile tradiționale? Este liturghia.
Este masa euharistică. Este faptul de a fi împreună cu Hristos. Cuvântul în sine îi presupune pe alții. Exact. Misiunea în spațiu public. Exact. Ori aici, în această dimensiune liturgică, trebuie oamenii să găsească în biserică, oamenii care vin dintr-o mentalitate anticreștină, agresiv anticreștină, trebuie să găsească un duh creștin, un duh al iubirii, un duh al învierii. În momentul în care ei intră, să vadă frații, să vadă naturalețea credinței, să vadă un dialog ferm, căci nimeni nu spune să treci cu vederea, să abalezi cele rele și să vezi numai cele bune. Îngropatul gunoiului sub covor nu este niciodată o soluție practică de curățenie. Dar un dialog ferm, însă un dialog iubitor, un dialog deschis, un dialog care presupune voința de a înțelege nevoile celuilalt, ale semenului tău, care este și el purtător al chipului lui Dumnezeu. Vrea, nu vrea lucrul acesta. Ateu sau nu, și el poartă chipul lui Dumnezeu. Îi place sau nu, și el este un copil al creației, marcat de semnul învierii. Acest lucru trebuie să-l înțelegem noi creștinii înainte de a-l înțelege ei chiar. Toată umanitatea este chemată la mântuire și avem obligația, noi cei care avem acest privilegiu, pentru că este un privilegiu de a fi născut în familie creștine, de a fi descoperit cuvântul Evangheliei, de a fi intrat în viața bisericii și de a fi obișnuit cu ea, de a fi devenit mai mult sau mai puțin bun creștin, dar creștin totuși, adică participanți, parte a familiei bisericești, trebuie să înțelegem faptul că toți, de fapt, sunt chemați la acest lucru. Că nu este un privilegiu de care trebuie să ne bucurăm doar noi. Și dacă ne vom închide cumva, dacă ne vom rezuma la spune Hristos a înviat, numai dacă avem siguranța că ni se va răspunde adevărat a înviat, dacă nu vom risca să ieșim dintr-un cerc de siguranță al nostru, în care noi suntem mulțumiți și bine ne este nou aici, ca să reiau formularea lui Petru de pe Muntele Taborului, există un risc foarte mare. Acela ca creștinismul să eșueze. Pentru că Hristos a înviat. Dar învierea lui Hristos a putut schimba lumea datorită oamenilor care, marcați de experiența învierii sau doar de conștiința învierii, pentru că câți? Doar apostolii au fost martori ai învierii, l-au văzut pe Domnul după înviere. Apostolii și câteva femei. Dar toate generațiile creștine, până în zilele noastre, până la noi, cei de aici, suntem martori ai martorilor. Nu suntem martori propriu-zis ai învierii. Dar dacă oamenii aceștia nu ar fi plecat spre lume, dacă ar fi spus ce bine ne este nou aici, Hristos a înviat, și ar fi răspuns unii altora, adevărat a înviat, de acum înainte suntem fericiți și mulțumiți, știm că Hristos este sus și ne va proteja pe noi până la sfârșitul vieților noastre, nu până la sfârșitul lumii. În rest, Dumnezeu cu mila, creștinismul ar fi eșuat. Clar. A fi bun creștin, ați folosit această expresie mai devreme, îl include cu necesitate pe celălalt. Și ați observat ceva interesant, că foarte mulți creștini, aș spune că mai ales din zona intelectualilor, aleg sau își doresc să frecventeze spații vide, biserici liniștite, spun ei, de preferință goale. Ori este o absurditate să crezi că poți fi bun creștin în salonul tău acasă, într-o biserică goală în care să nu te deranjeze nimeni? Unde îți pui tu în practică virtuțile creștine? De vreme ce nu te deranjează nimeni, de vreme ce nu trebuie să faci loc nimănui, să te strângi puțin, să accepți că celălalt nu miroase la fel de bine ca tine, da. Și așa mai departe. Deci a fi bun creștin presupune acel entuziasm de a ieși în întâmpinarea celorlalți, de a-i accepta pe ceilalți în spațiul tău, de a le face loc în viața ta. Și aș spune că răspunsul acesta la întrebarea lui Hristos, crezi tu că sunt cu adevărat Hristos, îl dăm în intervalul acesta pe care ni-l sugerează ultimele cuvinte din simbolul de credință, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.
Cum așteptăm învierea morților? E o altă întrebare. O așteptăm pasiv? O așteptăm cuibăriți comod în viața noastră, cum să spun, sterilă? Cum îl așteptăm? Și aici tot în Evanghelie... Mai avem foarte puțin, e ultima întrebare. Tot în Evangheliile învierii găsim răspunsul. O așteptăm împreună, așa cum apostolii împreună așteptau vestirea, au așteptat învierea, au așteptat apoi cinzecimea și apoi o împrăștiem înspre ceilalți. Doar împreună putem să schimbăm ceva. Doar împreună putem să schimbăm lumea. Acesta este mesajul esențial al creștinismului. Mesajul creștinismul se construiește în esențial jurul... Esențial și eclesial. În jurul poruncii iubirii. Am reușit de multe ori să abstractizăm prea mult conceptul de iubire, să mergem un pic prea departe cu el. Însă cheia este ca primul pas spre iubire. Acest lucru, și cu aceasta promit să închei și eu, l-am auzit la părintele Arsenie Papacioc la o întâlnire cu preacuvioșia sa. Să iubești, spunea părintele Arsenie Papacioc, este un lucru greu. Important este să nu urăști. În momentul în care te eliberezi de încrâncenare... Ceea ce e la fel de greu. Ceea ce este, da, este foarte, foarte dificil, dar în momentul în care te eliberezi de încrâncenare, în momentul în care știi că doar prin deschiderea ta spre celălalt, celălalt se poate schimba conform cu voia lui Hristos, abia atunci poți cu adevărat să devii un martor al învierii. Și abia atunci ești credibil când rostești cuvintele Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vă mulțumesc foarte mult, eu vă domnule mulțumesc. Duca. A fost o bucurie să fim împreună și această mine. Bucurie sper să o fi putut transmite și celor care ne-au urmărit până acum. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată dialogului nostru. La revedere!